Salutare, prieteni, numele meu este George și bun găsit la cel de-al doilea videoclip în care construiesc un amplificator de 200W. Dacă nu ați văzut primul videoclip, este vorba de un amplificator de 200W din revista Conex Club, da, din iunie 2006. Și în primul videoclip am realizat doar partea de alimentare. Puntea redresoare formată din 4 diode, 2 condensatori de 4750V, 2 mici ceramici de 100 de nano, un LED și un rezistor. E exact ce vedeți pe această placă. Astăzi vreau să continui cu montarea tranzistorilor și voi începe cu T1 și T2 fiind aceeași valoare BC640. Hai să începem. 640, 640. Deci încep cu T1. Bun. Să-mi dai puțin piciorușele ca să nu-mi cadă. Bun, de data asta am optat pentru un vârf subțire. Cel gros nu prea te ajută când ai liniile astea foarte subțiri, conductorii ăștia foarte subțiri. T1 l-am montat, T2. Bun. Bun, și tranzistorul numărul 2. Perfect. Acum vom continua cu tranzistorul numărul 3. BC639, care se află, uite aici. Poziția în sus, ok. Ok, am găsit și poziția. T3. Avantaje și dezavantaje când lipiți cu vârf subțire. Așa. Ok.
Perfect. Bun. Continuăm cu T4. T4 BC547. Ne căutăm și poziția T4. T5, T4 este aici. Perfect. Perfect. Asta era deja tăiat, l-am refolosit. T4. Următorul este T5. T5. BC547. Și ăsta este la fel. Bun. T6. T6 este poziționat aici. Ceea ce înseamnă că va trebui să-l montez la final împreună cu acești doi tranzistori tip 147 și 142. Uite și pagina. Vedeți? T6 trebuie montat pe radiator. Trebuie făcut cumva o gaură în radiator umplută cu pastă termoconductoare și introdus tranzistorul cumva în acea gaură. Am văzut că am făcut o eroare mai devreme. Am citit în loc de T5, am citit T6. Din fericire pentru mine, tranzistorul era 557 care l-am montat în locul lui T5 și n-a trebuit să intervin. Bun. Cam atât în acest videoclip. Sper că vă face plăcere să vă uitați. Dacă aveți ceva nelămuriri, lăsați-mi un comentariu și când am timp, cu cea mai mare plăcere, vă răspund la el. O zi bună să aveți. La revedere.